locuitori orașului Orchei, anunțăm crearea grupului de inițiativă pentru desemnarea candidatului național pentru postul de președinte al Republicii Moldova! În toți acești 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, soarta țării și a poporului era determinată de unii și aceleași partide, de unii și acești oameni. Periodic, partidele se succedau la chilma țării și oamenii treceau de la un partid la altul. Dar, de fapt, nimic nu se schimba. Viața Moldovei devenea din ce în ce mai complicată și mai grea. Aceasta se întâmplă inclusiv și din cauza că politicienii s-au detașat complet de popor. De mai bine de două decenii avem la guvernare oameni care se uită la viață prin geamurile birourilor parlamentare și guvernamentale sau prin geamurile automobilelor personale. Ei nu știu ce și cu ce trăiește lumea în Republica Moldova, cu ce probleme se confruntă. Nu în zadar se spune, cel sătul nu înțelege pe cel flămând. An la rând, politicienii ne cheamă care la vest, care la est, iar între timp, oamenii noștri își părăsesc patria, își lasă casă părintească și pleacă și la vest, și la est, acolo unde vor putea găsi un loc de muncă și vor avea un venit ca să întrețină familiile. Această situație este o tragedie, oameni buni. Dar se pare că oamenii obișnuiți au reușit și în integrarea europeană și în cea euroasiatică, mult mai mult decât orice guvern moldovenesc în toți acești 25 de ani. Acest fapt încă o dată dovedește că poporul moldovenesc este mult mai talentat și mai înțelept decât conducătorii lui. Avem nevoie de un președinte din popor care cunoaște din propria experiență problemele care confruntă cetățenii Republicii Moldova, care trăiesc, poporul care cunoaște foarte bine cum trăiesc și supraviețuiesc cetățenii Republicii noastre. Avem nevoie de un președinte care niciodată nu se va întoarce cu spatele, nu se va izola de oameni obișnuiți, de nevoile, aspirațiile, rugămințele, plângerile și propunerile lor. Avem nevoie de un președinte care cu conștiință curată poate păși pragul oricărei case. Avem nevoie de un președinte care va asigura pacea și prosperitatea pe pământul moldovenesc. Avem nevoie de un președinte care nu este numit de București, de Moscova, Bruxelles sau Washington. Avem nevoie de un președinte care reprezintă poporul moldovenesc. Facem apel la primarul orașului din Orhei, domnul Șor, cu rugăminte de a susține inițiativa noastră. Avem încredere în primarul nostru și în echipa sa de partid, care anul trecut a adus schimbări pozitive foarte mari în orașul nostru. Rugăm avocații să transmită această declarație primarului de Orhei, Ilan Șor, și rugăm ca primarul nostru să fie alături de noi și să ne ajute să desemnăm un candidat al poporului pentru postul de președinte al Republicii Moldova. Să ne ajute Dumnezeu!